Laura Ofteana? Ce acolo te-ai născut? Și bărbatul ești de domnul Dedean, cum l-ai cunoscut? Am venit, am fost. Acolo? A fost cu lucru acolo? În Orofteana? Dar ce era el? Nu acolo, mamă, că eu am venit la o verișoară de-a mea, la acolo, la Vatra Doni, și acolo am întâlnit cu el. Cum îl chema pe el? Alexandru. Alexandru Dedean? Deci la 18 ani te-ai căsătorit? 18 ani te-ai căsătorit. Și Maria, cum te chema de fată? Înainte, cum te chema? Maria. Și mai cum? Murariu, Maria. Murariu? Deci ești botoșăneancă? Da. Botoșanii Moldova sau Bucovina? Moldova, mai. Moldova? Mă, ai 70, n-ai? E, nu, încă 66. 76? Hai de mine. 5 copii ai dumitale? 8 am avut. 8? Păi cine a fost primul copil, cine-i? Grigoruțu a fost. Primul? După aia? Urmă Elenuța, Marciela, Violeta, Angelica, Mihaela, Dorinel și Alexandru. A, ăla care e Alexandru, care e plecat în Spania. El. O venit acasă, a fost? O, da, s-a dus înapoi. Ia? Deci Dorinel e penultimul. E Alexandru e ultimul. Ultimul, Alexandru. Ia. Și-a venit în Hinardeala, e la noi. Ca să ne căjesc. S-a plăcut aici, s-a plăcut la noi. Mi-a plăcut, mă, da, a fost traiul și așa, așa. Asta e casa bătrânească? Mm-hmm. Alo, domnul Dedean? Ia. Aici au stat părinții lui, socrii, dumitale? Nu, mamă, că aici au stat o bătrână și apoi ne-au luat, ne-a îngrijit-o pe ea. Dar socrii lui nu au stat? Unde stă Violeta? Acolo? Uh-huh. A, în Iisus. Ia, ia. Așa am îngrijit-o pe bătrână. Cum se pare Crăciunul ăsta? Cum a fost? A, păi, viață cum a fost. Mai singur, așa. Ia, fără zăpadă, ia, numai cu sare. Pentru tineret a fost, mai. Dacă nu o lăsa nici cu colinzi, așa, nici... Dar nu a fost copil acolindat? A avut numai cât vreo 5 copii au fost numai. Dar dumitale, crezi în virusul ăsta, COVID-ul ăsta, crezi în el? Eu știu, mamă, nu știu, nimică, nu știu. Dar la Dumnezeu ce... Că nu e, dar până la Dumnezeu nu e. Dar te rogi la Dumnezeu, te rogi la Dumnezeu. Hai, Doamne, ferești, dar cum, dragul mame, pe Dumnezeu sărac, El e bun și puternic și Măicuța Sfântă și Domnul Iisus Hristos și toți Dumnezeu. Am îți place de Dorinel, acum vine la biserică, îți place de el, așa-i? Ia, yeah, dar și eu cât am fost tânăr, am fost, dar păi... Ia? Yeah. Mamă, nu pomeri, mamă. Da, da. Mă duceam, băi, că cât văd că merg la biserică, cât plângă, dar dau drumul, da. Trinitas? Uh-huh. Ascult la radio? Ia. Yeah. La televizor? Băi, la televizor, la slujba, la hora. Că da. Acolo la hora e exact aici, la noi e slujba. Ia? Yeah? Mă, bine, bunică, Doamne ajută, da, un an bun. Tot, nu să-l caut pe mulțumim, Dorinel, dacă zic la cimitir, pe aici, la Ragla, poate da, îl găsesc. Acolo, bunica, da, da, mă, bine, Doamne ajută. La revedere, devinem un an bun, cu sănătate, cu bucurie. Bunica Maria aici, Dedean, te în curbă la Ragla. Nu mai bine rău la nimeni să aveți un an, 2021, cu bucurie. Ia lucetățe, moșii.